What we do here is go Vă salut, mulți stimați prieteni, suntem din nou alături de Federația de Sporturi Electronice din Moldova și alături de selecționata Moldovei de fotbal electronic, așa să spunem, regimul Pro Clubs, un regim diferit de ceea ce cunoașteți despre FIFA probabil. Este un regim care se joacă 11 la 11, și unde fiecare jucător controlează doar un singur jucător de pe teren. În câteva minute, cu siguranță, vom începe al doilea duel din grupa unde joacă selecționata Moldovei la FIFA Pro Clubs, dar până a trece la meciul propriu zis, putem să trecem repejor în primul 11. Observăm careva modificări față de primul 11 de săptămâna trecută, dacă ne-ați urmărit săptămâna trecută, duminica trecută am avut un meci foarte complicat cu selecționata Angliei. Din păcate am avut două înfrângeri, dar cu siguranță avem toate șansele să ieșim de pe locul 2 probabil din această grupă. Deci cu primul 11 observăm în apărare pe banda stângă Ion Agrici, în centru apărării Claudiu Movilaru și Alexandru Ianciu junior. Pe banda dreaptă Ion Comanac, în mijlocaș la închidere Vasile Gavriliță și Cezar Bobe. În centru Maxim Gavriliță, pe banda dreaptă Alexandru Calantârski, pe banda stângă Victor Cebanov și Ion Garștea în atacul selecționatei Moldovei de fotbal. Cu siguranță, dacă ați fost alături de noi, ați mai văzut meciurile selecționatei Moldovei. Aceasta nu este prima apariție pe arena internațională, așa să spunem. Jucăm la o competiție internațională organizată de băieții de la Cyber Football din Rusia. Aici vedeți și grupele în care se află selecționata Moldovei. Deocamdată suntem pe ultimul loc, dar cu siguranță astăzi ne vom lua revanșa. Iată că începe și meciul propriu zis. Propunem să trecem direct la meci și culorile tricolorilor, probabil v-ați dat seama, sunt albastru cu roșu. Să facem un pic mai tare sunetul tribunilor. Da, e ok așa. Momente tehnice din partea selecționată Moldovei de fotbal. Trebuie să menționăm că meciurile precedente jucate de duminica trecută împotriva selecționatei Angliei au fost destul de complicate, nu doar datorită faptului că băieții din Marea Britanie joacă destul de bine, dar și din cauza pingului înalt. Aceasta mai ales s-a văzut în al doilea meci, unde băieții jucau cu pingul 60, iar selecționata băieții din Anglia aveau pingul de 10 doar. Așa se întâmplă, deseori așa se întâmplă când
Acestea sunt regulile fotbalului online, așa să spunem. Nu întotdeauna poți să creezi condiții egale. Sperăm că astăzi vom avea un connect mai bun și vom putea presta fotbal de care deja de o perioadă dăm dovadă, chiar și pe arena internațională. Selecționat Moldovei de fotbal a arătat un joc destul de calitativ. Câteva modificări, din câte cunosc băieții din selecționata Letoniei, astăzi jucăm apropo cu selecționata Letoniei, băieții din selecționata Letoniei au cerut câteva minute de pauză, de până acum meciul trebuia să se înceapă la 21:30, din păcate puțin nu ne încadrăm în graficul propus și... Iată că selecționata Moldovei a selectat un alt echipament. Da, doream să spun că cam complicat ar fi să urmărim acel meci, deoarece echipamentele nu se diferențiau atât de mult. Până încep, băieți, eu vreau să vă îndemn să intrați pe site-ul Federației de Sporturi Electronice, mef.md. Aici puteți afla mai mult atât de acest turneu la care suntem prezenți, cât și despre proiectele care au avut loc deja și proiectele viitoare. Evident, și în acest sezon vom avea foarte multe competiții de fotbal electronic, atât 11 la 11, cum joacă băieții, cât și 1 la 1 organizate de Federația de Sporturi Electronice. Iată că în câteva secunde băieții cu siguranță vor începe acest meci. Da, aceasta a fost principala problemă din cauza cărei băieții au ieșit, nu s-au înțeles cu uniformele deocamdată. Acum însă cu siguranță vom avea o diferențiere mult mai bună în terenul de joc. Băieții noștri vor juca în echipamentul tricolorilor, aș spune eu. Toate culorile steagului național sunt prezente. Și echipa Letoniei va juca în uniformă albă. Trebuie să menționăm că acest tip de fotbal electronic 11 la 11 a devenit popular relativ de o perioadă scurtă. Până acum acest regim nu era atât de bine sincronizat. Dar să trecem la meci și Victor Ciobanov, o trecere foarte bună, Toti a avut ocazia de a crea o șansă, pentru o prima șansă pentru selecționata Moldovei. Echipa Letoniei a recuperat acest balon. Am observat că atât Letonia cât și Kazahstanul au câte două puncte în grupă, ceea ce înseamnă că ambele meciuri, dar astăzi vom avea două meciuri. Ambele meciuri s-au încheiat la egalitate între cele două echipe. Victor Cebanov foarte bine a ținut mingea pe flang. Balonul ajunge în centru apărării, un schimb destul de bun până la Ion Comanac. Toti o pasă bună până la Ion Garștea. Acesta, ultimul însă, greșește pasa, recuperează instantaneu apărătorul de pe banda stângă. A temut-o până la Toti, Maxim Gavriliță cu la balon, o pasă mai puternică, nu a putut controla balonul acolo, atacantul selecționatii Moldovei și din nou posibilitate pentru Moldova de a crea o ocazie, dar pleacă letonienii în contraatac. Cât de bine Alexandru Iancu a stat acolo în centru apărării. Un ball roll foarte eficient ce a eliberat spațiu, dar a greșit pasa până la urmă. A fost interceptat, un fake shot. Ce gol extraordinar! Un fake shot și a eliberat puțin spațiu. Aparent, apărătorul trebuia să-l blocheze, dar balonul a trecut printre picioarele acestuia și, lovind bara, a intrat în plasa. În plasa porții selecționate Moldovei. O pasă extraordinară pe banda dreaptă.
Stă bine acolo, un schimb bun de pasie, greșește din nou atacantul naționalii, dar trebuie să fim cinstiți, a fost atacați acolo de doi jucători, nu prea avea ce face. O ocazie extraordinară din partea celor din Letonia. Cu siguranță vom avea și noi ocazii de a marca, dar deocamdată trebuie să ne gândim cum să revenim în acest joc. Din nou greșeală, dar de această dată cu... De această dată scăpăm doar cu un fault. Pasă scurtă, un schimb de benzi acolo, cât de bună pasă și este penalti, a fost un tackle întârziat. Și iată că lovitura de la 11 metri drept pe centru porții nu a ghicit colțul portarul și este 2-0, un început nereușit. Trebuie să menționăm că meciurile precedente împotriva selecționatei Angliei de asemenea au fost cu mari emoții în primele minute. În ambele meciuri, chiar în primele minute, am scăpat de asemenea două goluri, în al doilea meci chiar și trei. Ulterior, selecționata a început să presteze un joc mult mai calitativ, dar din păcate nu am reușit să revenim. Din nou, destul de bine joacă selecționata Letoniei, țin bine balonul, recuperează foarte rapid. Un pressing, imediat după ce pierd balonul, intră în pressing și iată că din nou puțin nu-i ajuns atacantului din Letonia să se agațe de acest balon și să creeze din nou o situație periculoasă. O încercare de angajare a lui... Alexandru pe banda dreaptă, nu a ajuns balonul până la ultimul. Trebuie să menționăm și despre defensiva selecționatei Letoniei, una destul de puternică. Apropo, dragi prieteni, dacă aveți întrebări referitor la regimul acest de joc, dacă aveți întrebări referitor la selecționata Moldovei, dacă aveți întrebări, dacă mai sunt și alte turnee în care se joacă, scrieți-ne, rog, în chat-ul difuzării și cu siguranță sau astăzi sau la difuzarea următoare vă vom răspunde. Weekendul trecut mulți se întrebau cum se creează selecționata Moldovei de la FIFA Pro Clubs. Și probabil cineva ar dori să și participe. Managerul echipei este Alexandru Ianciu Junior. Puteți, dacă sunteți interesați, să încercați forțele în acest regim de joc alături de băieți. Puteți să-i scrieți în privat. Ne lăsați un mesaj pe profilul Moldova MEF, pe profilul MEF, și cu siguranță vă vom răspunde și la aceste întrebări. Apropo, acest regim de joc este mult, mult mai complicat decât regimul simplu 1-1, unde totul depinde de un singur jucător. Aici, ca și în fotbal clasic, 11 jucători nu depinde doar de profesionalismul sau de cât de bine joacă un singur jucător, întreaga echipă trebuie să fie în unison și fiecare să-și facă treaba. O combinație bună pe banda dreaptă, Toti, până din nou a încercat să-l angajeze pe Alexandru în centrul atacului, nu i-a reușit însă. Recuperează destul de rapid băieții din selecționata Letoniei. Și o pasă din nou extraordinară, a încercat o centrare acolo, scurtă, dar a mers direct în blocajul apărătorului central. Nu pot să spun că a fost cea mai bună repriză. Cu siguranță băieții pot să
să presteze un joc și mai bun, dar scorul și statistica o spun 2-0 pentru selecționata Letoniei. Noi, din păcate, nu am avut niciun șut pe poartă. Posesia este 50% la 50%, dar cu toții cunoașteți că până la urmă în FIFA nu atât de mult contează cât de multe șuturi au pe poartă sau cât de mult ai ținut posesia, cât rezultatul pe tabela de marcaj. Iată că începem și a doua repriză. Cu siguranță, chiar dacă nu reușim să revenim în acest a doua repriză, cu siguranță trebuie să punem trebuie să reglăm puțin jocul și să revenim în al doilea meci, dar mai avem 45 minute cu în care putem arăta un fotbal de calitate. Din nou, selecționata Letoniei încearcă să combine. A încercat o pasă la deschidere pe banda stângă, dar Ion Comanac a stat bine acolo. O pasă bună până la Teamuto. Ion Garștea, posibilitate de dezvoltare a unui contraatac printr-o pasă lungă care îl privea pe Victor Cebanov, dar nu a ajuns balonul până la acesta. Pe lângă faptul că acest regim este unul destul de complicat, este destul de complicat să menții și motivația băieților de a juca permanent, deoarece de fiecare dată, de sezon la sezon, cineva pleacă din selecționată, cineva dorește să joace în continuare. Iată că în acest sezon unul dintre acești jucători este și Victor Cebanov, multiplul campion al turneilor organizate de Federația de Sporturi Electronice. Are rezultate foarte și foarte bune în jocul de 1-1. Aceasta se arată și prin rezultatele din Weekend League, atât și în rezultatele turneilor organizate. Iată că și în Liga Națională Orange, care în scurt timp va începe cu a treia ediție, Victor Cebanov deja a câștigat o ediție acestea. Iată că acest protagonist despre care vorbeam a recuperat balonul până la Toti, nu a mers bine pasa, însă nu s-au înțeles cei doi, Maxim Gavriliță și Ion Garștea, și balonul a ajuns din nou în posesia selecționatei letone. Încercare de pas până în centrul atacului, dar din nou cât de bine recuperează băieții din Letonia. Un schimb bun de pase și nu a fost offside, cât de bine a stat acolo atacantul central. A șutat puternic cu piciorul stâng, dar la prima bară a stat bine și portarul selecționatei Moldovei. Un rainbow flick acolo din partea jucătorului din selecționata Letoniei. Destul de eficient acest skill dribbling în lupta 1-1. Dar nu a mai continuat acea fază cu o acțiune mai concretă și nu prea avem șansa să controlăm prea mult în această repriză. Balonul, șut, din nou o ocazie foarte și foarte bună, cât de bine se înțeleg băieții din atacul leton. Din nou corner, din nou la prima joacă scurt acest corner. Alexandru înaintează pe banda dreaptă, îl deschide bine pe Ion Garștea. Acesta însă greșește pasa. Putem să spunem că a intervenit bine și apărătorul în această situație.
Minutul 72 este 2 la 0. Din păcate, selecționata Moldovei este nevoită să reducă din deficit în acest meci. Avem cu siguranță puțin timp, dar la jocul pe care l-am văzut până în minutul dat, foarte și foarte bine se țin băieții din Letonia, anume în centrul terenului, recuperează foarte bine balonul și combină destul de interesant. Nu de fiecare dată băieții noștri au avut ocazia să reacționeze în modul cuvenit și iată că printr-un atac rapid în primele minute și ulterior după un fault în careul selecționatei Moldovei, scorul pe tabela de marcaj a devenit 2 la 0. Acesta este primul meci, este minutul 80, mai avem 10 minute din joc. Este primul meci, cu siguranță vom avea parte și de meciul cu numărul 2, așa că după o scurtă pauză, după acest meci, nu plecați nicăieri, fiți alături de selecționatul Moldovei de fotbal și sperăm că în al doilea meci vom avea un rezultat mai pozitiv. Din nou, o pasă pe sus, boxează acolo portarul selecționatei Moldovei. O degajare din partea apărătorului. Și din nou, e o pasă extraordinară, cât de bine combină. Văd spațiile libere lăsate de apărătorii selecționate și profită de aceste spații. Victor Ciobanov, un ball roll, o pasă bună până la Toti. Ion Garcia poate să reducă, da, și este 2 la 1. Avem puțin timp, de asta spuneam cam greu băieții noștri își găsesc ritmul de joc, dar când și-l găsesc, creează astfel de ocazie. Este 2 la 1, minutul 86. Cu siguranță vom avea probabil încă o ocazie de atac. Iată că Ion greșește pasa. Nu am putut profita din prima în această situație. Alexandru presează pe banda dreaptă. Cu siguranță vor ține băieții din Letonia acest balon la mijlocul terenului. Pentru a nu da ocazie de contraatac, dar iată că Maxim Gavrilița a încercat dintr-o pasă lungă să-l angajeze pe atacantul selecționatei Moldovei. Nu a reușit de această dată. 2 minute de prelungire, una deja trecuse. Victor Ciobanov se deschide foarte bine cu o pasă lungă, l-a găsit extraordinar acolo. Alexandru, no, din păcate, nu a câștigat duelul aerian și aici este fluierul final. Târziu au revenit băieții, dar ceea ce este pozitiv în momentul acesta, acest gol cu siguranță i-a dat mult... mai multă încredere în forțele proprii selecționate și în al doilea meci vom reveni cu o forță noi. Trebuie să menționăm că fiecare meci se taxează de sine stătător, așa că echipa selecționată a Letoniei în acest meci deja a acumulat 3 puncte. Vedem deja ulterior câte puncte vom putea rupe noi în meciul cu numărul 2. Da, statistica, ați văzut-o și voi pe ecrane, nu a fost prea îmbucurătoare pentru noi, doar un șut pe poartă, dar și acel a fost a dus la gol. În câteva, într-o minută, două, cu siguranță începem meciul cu numărul 2. Dacă doriți să vedeți parcursul acestui campionat mondial, organizat de Cyberfootball, o ligă din Federația Rusă. Puteți intrați pe site-ul lor cyberfootball.online și să vedeți proiectele care le dezvoltă băieții. După cum am menționat, ce rezultate extraordinare! Interesantă grupa cu numărul 2 unde joacă Maroco, Kurdistan, Germania și Egipt și observăm că din 4 meciuri selecționata Marocului au acumulat 10 puncte, Kurdistanul 7 puncte, Germania 0 și Egipt 0. Interesant rezultate,
Tot atât de interesante și sunt și echipe de genul Congo sau Turkmenistan. Observăm că fotbalul electronic, fotbalul online dă posibilitate de manifestare tuturor. Merge putem să spunem, și o globalizare generală, unde fiecare poate să se afirme și să reprezinte la un moment dat și selecționata țării proprii. Observăm că Federația Rusă a acumulat și ei 10 puncte, selecționata Spaniei 10 puncte, în Federația Rusiei 6 puncte. Așa arată site-ul nostru pe care puteți intrați și să vedeți despre proiectele precedente și proiectele care urmează. Moldova Esports Federation, mef.md. Cu această ocazie trebuie să mulțumim și partenerilor noștri, Federației Moldovei de Fotbal și partenerul nostru general Orange Moldova, pentru susținere pe tot parcursul acestei perioade îndelungate de când a început să activeze Federația de Sporturi Electronice. Avem și canalul nostru pe YouTube, Moldova Esports Federation, unde veți găsi și atât highlights-uri, cât și interviuri, cât și jocuri integrale. Așa că intrați și vedeți, participați și la următoarele proiecte organizate de MEF. De asemenea, mai avem și alte rețele sociale. Primordial, evident, Facebook, Moldova Esports Federation, Instagramul nostru, mef.esports. Intrați, susțineți-ne și dacă aș putea, voi încerca acum pe 2 secunde să intru să văd dacă aveți careva întrebări. Interesante comentarii lăsați voi la difuzare. Este laudabil. Cu cât mai multe comentarii vom avea, cu atât mai multe distribuiri, cu cât mai multe interacțiuni, cu atât mai popular va deveni acest gen de sport, un gen de sport destul de specific. Da, iată că Vitalie Odgon întreabă când vor începe meciurile la PES 2021. O întrebare foarte bună și cu această ocazie trebuie să vă povestesc și despre turneul care a trecut. Avem și o selecționată a Moldovei la Pro Evolution Soccer, un alt simulator decât FIFA, și aici am organizat un turneu de calificare pentru a reprezenta selecționata Moldovei la Pro Evolution Soccer. Următoarea etapă, iată că începem și meciul cu numărul 2, câteva cuvinte doar de Pro Evolution Soccer. Am selectat acea echipă națională și a doua etapă este, evident, încercarea de calificare în etapa propriu-zisă. Din nou, câteva modificări probabil din partea echipelor, presupun tot din cauza uniformei, dar iată că avem ocazia să discutăm și despre Pro Evolution Soccer. Cum vor avea loc calificările la Euro 2021? Deci, selecționata Moldovei la PES deja este stabilită. În primăvară vom avea o rundă de calificări pentru a reprezenta, pentru a ne califica însăși la Euro 2021, care va avea loc în Londra, și vom fi repartizați în câteva grupe. Ulterior, vor probabil, câteva
câte două echipe vor ieși din grupă și anul trecut, cel puțin așa prevedea regulamentul, că top 8 cele mai puternice echipe vor merge în Londra. Sperăm că anul acesta numărul să se mărească, dar vedem cum merg lucrurile și cu situația epidemiologică. Și sperăm la rezultate foarte și foarte bune din partea băieților din la Pro Evolution Soccer. Observăm că sezonul precedent noi am fost în grupă cu Elveția, Macedonia, Kazahstan și Bosnia și Herțegovina. Puțin nu ne-a ajuns un meci cu mai mult noroc și am putea ieși și noi în play-off-ul în care ulterior deja se luptau echipele pentru a nimeri în acei top 8 care vor pleca în Londra. Iată că începem meciul cu numărul 2. Începem, dar se vede că nu începem. Iar și probabil presupun că există careva probleme cu uniforma de joc. Până mai avem puțin timp, vreau să vă îndemn să urmăriți site-ul nostru mef.md, deoarece în scurt timp vom posta invitația de participare la Liga Națională Orange, etapa 3. Vreau să vă aduc la cunoștință că anul acesta noi am hotărât să avem două ligi de sine statătoare, una de amatori și alta de profesioniști. Aceasta face cumva mai accesibil. Toți cei mai buni jucători, evident, sunt în liga profesionistă și joacă cu echipele proprii create în FIFA Ultimate Team. De aceea urmăriți pagina noastră de Facebook, Instagram, YouTube-ul nostru și, evident, pagina noastră web mef.md. În sfârșit vom avea și noi acest al doilea meci. Din nou echipa selecționată a Letoniei și a selectat aceste tricouri albe pentru a avea o claritate mai mare în joc. Trebuie să menționăm că selecționata Moldovei de fotbal în sezonul precedent a participat la campionatul european organizat de asemenea de Cyber Football, băieții din Federația Rusă, și din păcate nu am reușit să ieșim din grupe. Iată că a început meciul cu numărul 2. Ține balonul bine Ion Comanac acolo. Ridica fanionul arbitru pe bandă, dar nu a fost fluirul arbitrului. Se joacă mai departe. O pasă bună pentru Victor Cebanov până la Toti. Toti instantaneu din prima a încercat să-l angajeze pe Ion Garște. Recuperează echipa letonă și pleacă instantaneu în atac. Păstrează balonul la centrul terenului, dar din nou ce șut extraordinar! Cât de bine s-a clarificat acolo atacantul Letoniei. O pasă pe o centrare acolo. A fost, până la urmă a fost offside. Dar cât de bine s-a clarificat atacantul selecționatei Letoniei. A văzut că nu are mari perspective în a încerca o trecere 2-1 și a observat un culoar liber. A șutat prin final shot. Balonul ajunge la Victor Cebanov, care îl angajează instantaneu. Pion Garște pe banda stângă. Câteva driblinguri acolo. Un stop bun. Cebanov până la Alexandru, dar cel din urmă a încercat să treacă apărătorul selecționatei Letoniei printr-un dribling. Nu i-a reușit însă.
au stat bine apărătorii letoni și este din nou offside pentru vor introduce balonul în joc selecționat a Moldovei. Ion Comanac pe banda dreaptă, din nou greșesc aceste pase de bandă, sunt destul de evidente de astfel, astfel și sunt atât de ușor citite, dacă putem să spunem. Un schimb de joc pe banda stângă până la Ion. Victor păstrează bine balonul. Schimb de pase, Vasile se clarifică bine acolo. Balonul rămâne la selecționată Moldovei. Vor repune de la marginea terenului băieții noștri, dar greșesc. Această repunere recuperează Maxim acest balon. Victor Cebanov puțin a reușit să-l treacă și din nou o pasă extraordinară. Cât de bine au jucat și la această fază atacanții selecționate letonii. Foarte bună viteză a demonstrat aici jucătorul leton și o viziune de asemenea destul de bună. A dat un șut centrare care a ajuns perfect în piciorul atacantului Secund, care nu a avut nicio problemă să bage balonul în poarta goală. Este 1-0 pentru selecționata Letoniei. Din nou, aceștia în poziție. În poziție, mă scuzați. Luptă, din nou bine fotbaliștii în uniformă albă, dar de această dată recuperăm și noi balonul. Balonul până la Ion Garștea, care a dat un călcâi acolo spre Victor Cebanov. Prea mulți apărători erau în apropiere. Recuperează bine. A încercat să păstreze balonul punând tot acolo. Vor repune la margine Victor Cebanov. Pasă până la Toti. Din nou Ion Garștea în centru atacului, dar nu are cu cine combina. A încercat un double sprint acolo. Nu i-a reușit însă să-l păcălească pe apărătorul și din nou o pasă destul de bună. Dacă nu ar fi ieșit portarul, am putea avea mari probleme. Luptă bine Victor aici, dar greșește pasă. Instantaneu recuperează Cezar acest balon. Toti pe bandă până la Ion Comanac. Un drag back. Din nou o pasă în urmă pentru a elibera spațiul de joc. Bine combine în acest segment de joc selecționată Moldovei. Pasă până la Ion Garștea, care printr-un ball roll și o pasă la deschidere a încercat să-l prindă, să-i prindă traiectoria lui Victor Cebanov. Dar ce? Manuel Neuer sau cine? Sau Ter Stegen? Cine a fost de această dată? A ieșit practic până la mijlocul terenului. Nu s-a așteptat la această ieșire nici atacantul leton. De aceea am reușit să rezolve această situație. Din nou în posesie selecționată Letoniei. Ce pasă extraordinară! Cât de bine s-a deschis și nicio șansă pentru apărătorii selecționate Moldovei. Absolut liber, a avut timp să se gândească, să oprească acest balon și a marcat gol cu numărul 2. Este 2-0 pentru selecționata Letonia. O pasă bună pentru Alexandru, care continuă cu Ion. Nu a reușit Ion să-l deschidă pe Victor Cebanov. Au stat din nou foarte și foarte bine apărătorii selecționate Letonii. Observ că joacă extraordinar de bine cu aceste pase lungi, o pasă la deschidere, da, un șut centrare, o situație perfectă pentru acest procedeu și din nou marchează gol cu numărul 3 atacantul selecționat Letoniei. Este 3-0, sperăm la o revenire băieților noștri. Din păcate
Am impresia că sunt prea bune, anume, selecționate ale Tony, nu doar în atac, dar au și o apărare extraordinară. Ceea ce mă... Op, încă o posibilitate de atac, dar au citit de această dată pasa apărătorii selecționate Moldovei. Din nou o pasă lungă. Și este fluierul dat de arbitru care ne indică că prima repriză a luat sfârșit. Nu prea îmbucurător nici această repriză, nici din punct de vedere a statisticii, cu toate că avem 58% de posesie, nu avem niciun șut pe poartă, dar foarte și foarte bine joacă băieții din selecționata Letoniei și pun accentul pe viteza atacanților proprii, deoarece practic toate golurile au finisat după niște pase lungi la deschidere sau pe jos sau pe sus, cum a fost și gol cu numărul 2. Cu toate acestea, nu trebuie să cedăm psihologic și moral, trebuie să îi susținem mai departe pe băieții noștri, deoarece chiar dacă nu vor reuși în această două repriză, orice înfrângere este doar o experiență și cu siguranță în continuare vom avea mult mai multe șanse dacă vom acumula astfel de experiențe. Spuneam eu că selecționata Letoniei a jucat la egal la ambele meciuri cu selecționata Kazahstanului. Iată că avem și noi o pasă bună. Ion, o pasă din nou, Garștea. Este gol, este gol și iată că ne dă posibilitatea să ne bucurăm și noi un pic. Mr. Heisenberg a marcat acest gol. A fost în imposibilitatea de a apăra acest balon portarul selecționatei Letoniei. Și vroiam să spun că acest atac puternic a început prin, din nou, printr-o pasă lungă pe sus, ceea ce ne indică că probabil băieții noștri ar trebui mult mai activ să folosească astfel de procedee. A recuperat bine acolo pe banda stângă apărătorul selecționatei Moldovei, dar pasa a fost nu prea reușită. Tot îi recuperează în centrul terenului. Pasă până la Ion, din nou o pasă la deschidere. Stă bine și de această dată apărătorul de pe banda dreaptă. Pasă până la Victor Cebanov, Ion până la Claudiu. Au schimbat băieții banda, Ion Comanac, până la Cezar. Atemuto recuperează balonul, Totti a încercat un dribbling, nu a reușit, a pierdut balonul și ocazie de contraatac pentru selecționata Letoniei. Prin doar câteva pase, practic au ajuns până în careu, dar nu au reușit să ajungă și până la șut de această dată. Din nou o pasă lungă până la Victor Cebanov, o pasă foarte și foarte bună, Totti, un dribbling acolo și o pasă cu călcâiul nereușită, însă nu a reușit să-l păcălească pe apărătorul selecționatei Letoniei, ceea ce nu s-a întâmplat în această situație în apărarea selecționatei Moldovei. Este 4 la 1 cu un șut puternic a încheiat această fază atacantul selecționatei Letoniei și o ocazie bună am avut și noi de această dată tot deschizând ocazia printr-o pasă lungă, practic o pasă de jumate de teren. Atemuto până la Victor Cebanov, ocazie de centrare. Păstrează bine balonul, are ocazia să intre în careu, dar revine din nou apărătorul de bandă. Centrare, în centrul careului iese bine și boxează portarul. Ocazie de șut și a fost offside acolo, da, până la urmă a ajuns balonul la Victor Cebanov.
O degajare, luptă Cezar și câștigă această luptă. Tot el angajează pe Alexandru pe banda dreaptă niște stopover-uri foarte și foarte eficiente în jocul 1 la 1, nu atât de des folosite și în jocul 11 la 11. Atemuto păstrează bine balonul, deschide pe Victor. Victor cu o pasă scurtă nu a fost pregătit să șuteze din prima. Ion Gaște de această dată recuperează bine Alexandru Ianciu, a stat pe poziție și din nou recuperează tot acest balon la mijlocul terenului. Pe lângă selecționata Moldovei de fotbal, băieții joacă și într-o ligă unde reprezintă FC Zimbru eSports. Din informația pe care o am, aceștia joacă atât în Liga Română cât și în Liga Rusă, dar pot să greșesc. O pasă extraordinară din nou în centru careului, care îl găsește pe atacantul leton. De această dată a salvat bine portarul, a intervenit bine portarul naționalei. Și o încercare de construcție aici la centrul terenului. Înaintează bine acolo, dar a fost blocat la un moment dat de către aparatorul de bandă. Repunere de la margine terenului, Victor până la Toti. Păstrează bine balonul, Victor ține de balon din nou Toti și un fake shot acolo. A păstrat acest balon din nou pe banda dreaptă. Nu a reușit însă să-l surprindă prin crocheta, prin astfel de skill dribbling pe aparatorul Letoniei. Ocazia de atac de această dată pentru selecționată în uniformă albă. Schimb de pas este minutul 85, scorul nu prea este îmbucurător pentru selecționată Moldovei. Am marcat doar un singur gol scăpând 4. Și probabil se va repeta același scor care l-am avut și în al doilea meci împotriva selecționatei Angliei. Iată că probabil vom vedea încă un gol. Este penalti și a salvat. Extraordinar. Mi s-a părut deja că a căzut jos portarul selecționatei, dar în ultimul moment a întins mâna și a scos acest balon. Este 4 la 1 în continuare. Și din păcate din aceste două meciuri nu am reușit să scoatem nici un punct. Deocamdată din 4 meciuri avem în grupe 0 puncte și cu această statistică trebuie să constatăm că nu prea avem șanse de a ieși din grupă. Iată că un sliding tackle extraordinar acolo din partea lui Alexandru Ianciu, dar acestea nu ne-a ajutat prea mult, ne-a ajutat doar ca scorul să nu devină și mai mare. Da, a fost un meci foarte și foarte complicat, pe alocuri mi s-a părut că selecționata Letoniei chiar joacă un pic mai bine ca selecționata Angliei, o vom vedea și în meciurile directe dintre ei. Dar băieții noștri cu siguranță au căpătat o experiență și vor mai avea posibilitatea să-și demonstreze aptitudinile și în alte meciuri. Fiți alături de noi și în continuare în acest turneu. Duminica viitoare jucăm împotriva selecționatei Kazahstanului, așa că vă invităm la difuzare și să susțineți selecționata Moldovei de fotbal electronic de FIFA Pro Clubs 11 la 11. Eu vă îndemn încă o dată să intrați pe site-ul nostru mef.md, unde veți găsi toate informații despre proiectele precedente, despre următoarele turnee pe care le vom organiza și vă doresc o seară plăcută în continuare. La revedere!